25 ianuarie 1950, după m-am arestat din sanatoriul Turia. Arestarea a fost făcută noaptea, 25, eram cu fete, a întâi noaptea a apărut și m-au băgat în celulă la subsol.
un ascensor care mersa abia de timp. Apoi, zile în șir, eram urcat sus la etaj, unde erau camerele de tortură. Acolo, mă torturau cu un curent electric. O armă introdusă sub pisar, eram legat așa cu legi, un el pe care îl duci, și populat cu curent electric care îmi dădea niște dureri groaznice, nu mai puteam nici respira. Și ei mă torturau, îmi băgase ciorapii care apuseze cu pisoare, îmi băgase în buie ca să mă pot să țin. Deși în curtea Securității urmau niște motoare de mașină, anume ca să nu se audă zicletele torturilor. Unitatea voia să știe tot ce se poate despre organizația partizanilor de munți. Eu nu puteam să răspund nimic, nici din ceea ce știam, pentru că îmi dădeam seama că aș fi implicat toată familia, și nici eu nu mai aveam șanse să scap. Însemn, când îmi dădeau perioade de repaus, în timpul torturii, îmi scoteau ciorapii de gură ca să pot vorbi. Și când mă întrebau despre lucruri mai mare, despre cum se înțelegeau, mă înțelegeam cu frații mei sau cum se înțelegea Toma cu mulții, cu familia lui și cu socrii, atunci le dădeam ca să mai câștig și timp de repaus pentru mine să le fac, le dădeam cu lux la mănânte, lucruri fără importanță. Apoi începeam iarăși tortura sălbatică care mă făcea negru, tot sângele se concentra în interior, la față eram negru, privindu-mă la felul de plina unei biblioteci care au bureau de tortură. Atunci m-a întrebat și ce politică am făcut și, sincer, am mărturisit că am fost național țărănist. Lucru pe care ei probabil îl știau, desigur. După multe și repetate torturi, m-au dus la Pitești, însoțit de trei milițieni securiști. Acolo m-au predat capitanului Câlmă, care era comandantul Securității. Când am intrat în biroul Securității, erau 5 sau 6 securiști, de care 4 erau ofițeri. Când am intrat înăuntru și însoțitorii mei, milițienii, m-au prezentat și recent, toți securiștii au stărit în picioare cu pistolul de mână, îndreptate asupra mea, fiind experimentați numai de numele de Arnăuţoiu. Cu toată durerea și psihiile pe care trecusem, nu m-am putut abține să nu zâmbesc la această panică a lor și la faptul că au sărit în picioare auzind de numele Eram în celulă cu doctorul Stănescu, medicul șeful meu de șeful de secție unde fusese internat la sanatoriu. Atunci mi-am dat seama că l-a arestat și pe el. Și el îmi controla cu mâna
din experimentat în ceea ce îi povestisem eu în șoaptă în torturile cu care trecusem. În urma torturii și a închetării făcute, eu am convins că lor acolo nu au ce scoate de la mine, mi-au dat drumul în închisoare